Lapovița și Ninsoara Dera au lăsat acum locul frigului ca în miez de iarnă. Străzi, dar și trotuare pline cu apă, cer plumbuit, frig de crapă pietrele și oameni zgribuliți. Este peisajul oferit de capitală după două zile de ploaie. La primele ore ale dimineții, temperatura nu a depășit 3 grade, după cum au indicat termometrele, iar cea resimțită a fost și mai scăzută, minus 2 grade. În aceste condiții, nu este de mirare că gecile groase au luat locul tricourilor. V-ați luat haina de blană? Am luat-o, că asta spunea copilul meu, că nu e de haină de blană, dar... Am luat-o că e foarte frig. Și știți dumneavoastră, mai bine să ne protejăm decât să ne fie frig. Cum vi se par aceste temperaturi foarte scăzute, minus 2 grade? Anormale. Cum să... Ia totul e anormal, nu știu. Am zis că se schimbă odată cu oamenii, că și oamenii se schimbă. Iau vitamine, asta ca să nu răcesc. Ne îmbrăcăm. V-ați scos din nou geaca de iarnă, v-ați pus și o eșarpă? Da, pentru că este foarte rece, este diferența foarte mare de temperatură de la o zi la alta. A cam nins, pot să spun, și atunci a trebuit să scoatem geaca groasă, cu subțire dacă ne îmbrăcăm, nu ne e bine. Faci față temperaturilor foarte scăzute? Păi, trec la hainele de iarnă iar și am atât, mă îmbrac bine și am grijă să nu răcesc din nou. Săptămâna trecută cum erai îmbrăcată? Mai de primăvară, subțire, cu jachetă, nu cu geacă de iarnă. Și acum ți este frig? Cam da, cam foarte frig. De suferit din cauza frigului nu au numai oamenii, ci și plantele. Florarii au făcut tot posibilul pentru ca daunele să fie cât mai reduse. Florile mele sunt produse perisabile, deci un lucru clar, nu e bine. Sperăm că o să se încălzească afară și o să fie o treabă bună. Ce ați făcut să vă protejați florile? Le încălzim, avem grijă de ele, le protejăm cu folie, le ajutăm cât de cât. Le-ați băgat pe toate înăuntru? Cum fac? Categoric, în interior, și în interior avem aer condiționat și le păstrăm la o anumită temperatură, care le este propice florilor.